Weekendul acesta a fost dedicat fotbalului. Făgărașul a fost gazda celei de-a patra ediție a Cupei Royal Security. 35 de echipe din cadrul școlilor de fotbal din țară cu aproximativ 400 de participanți au intrat în competiția fotbalistică desfășurată pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. De dimineața până seara copiii au jucat concomitent atât pe stadionul municipal cât și în balonul royal. În primele trei ediții au venit în fața noastră copiii școlilor din țara Făgărașului, ei întâlnindu-se mereu în săptămână altfel. Anul acesta, văzând pe programa școlară că săptămâna altfel s-a modificat în sensul că fiecare școală putea să-și aleagă săptămâna altfel, în ce perioadă vroiau ei, nu i-am mai putut reuni pe toți la startul acestui turneu și am schimbat puțin programul. Pentru ediția 4 ne-am referit mai mult la școlile de fotbal și cluburile de fotbal. Copiii participanți la Cupa Royal au fost împărțiți pe 4 categorii de vârstă, respectiv 2006, 2008, 2009 și 2010. Fotbaliștii păgărășeni au ținut ștacheta ridicată și au reușit să ajungă în finală cu toate cele 4 echipe. Am reușit după 2 zile de competiție să venim cu toate cele 4 grupe de vârstă în finală. O performanță uriașă pentru noi. Sincer, nu mă așteptam chiar la toate 4, dar totul a fost bine. La categoria de 2008 am jucat finala împotriva celor de la Kids Tâmpa, o echipă foarte, foarte bună, printre primele 2 din județ. Și am reușit să ne impunem cu scorul de 6-4, câștigând astfel locul 1. La grupele de vârstă 2006, 2009 și 2010, echipele Royal au obținut locul 2. În cadrul Cupei Royal Security au fost acordate cupe diplome pentru sportivii care s-au evidențiat. La categoria de vârstă 2008, Leonard Tronciu a obținut titlul de golgheter, reușind să marcheze 12 goluri, iar Ilie Șovăilă a fost declarat cel mai bun portar. La categoria de vârstă 2006, premiul special i-a revenit lui Rareș Păpădie pentru cel mai bun jucător, iar premiul special pentru cel mai bun portar i-a revenit lui Victor Ciungară.